Sunt foarte mult soare, stați să închid geamul că e grav dacă nu închid geamul. Aici la mine e ca la nebuni, în caz că observați ceva pe acolo. Da, e ca la nebun pentru că în prima parte a zilei, de fapt nu, în prima parte a zilei m-am apucat să... ce să fac? Să pregătesc clipul, am editat chestii de-astea tehnice de YouTube. În a doua parte a zilei, sau, mă rog, a doua rundă de chestii pe care am avut-o de făcut, că e numai 11, de aia zic, nu a doua parte a zilei, e numai 11, m-am apucat să fac ordine în șifonier și astăzi vă invit la ceea ce este o zi absolut mirifică de duminică, în care mi-a tunat mie să fac daily vlog, avem și Liliac acolo, miroase absolut minunat de la el, trebuie să-i mai pun niște apă, apropo. Și eu mi-am făcut o a doua cafea pe ziua de astăzi, fiind numai ora 11, pentru că nu mai pot, deja am obosit. Am vorbit cu mama cât am scos hainele de iarnă, pentru că da, e luna mai și eu încă nu mi-am scos hainele de iarnă din șifonier, but still. Și cât am aranjat o parte din haine și mai am destule. Și am zis să iau o pauză de cafea ca să mai adun ceva energie, că nu mai pot. Nu credeam că e atât de greu să faci ordine într-un șifonier și să sortez hainele, dar da, ce faceți, dragilor? Stați să iau o gură, că am făcut-o, dar de gustat n-am gustat-o. Ce faceți, dragile mele? Astăzi am zis că tot e așa frumos și afară, e duminică, tot am eu ceva de făcut pe aici prin casă. Hai să fac acest daily vlog. De principiu, pe ziua de astăzi mi-am propus asta, pe lângă treaba cu clipurile, mi-am propus asta, să fac ordinea șifonier, că se necesita. Oricum, iarăși, hainele de pe rafturi le-a dat Udi jos, le-a făcut terci, erau așa o salată, un bulgăre mare de salată și vedeți chestia asta pentru că nu găsesc, odată nu găsesc hainele și în al doilea rând, nu sunt ca lumea, stau rău, sunt șifonate și... A trebuit neapărat să mă ocup de chestia asta și mai am rochiile de pus pe umerașe și de băgat, din fericire. Dar hai să vă arăt ca să fie mai simplu. Așa, stați că intrăm în negura timpurilor. Cea mai mare parte a rochiilor mele, mai sunt câteva și în șifonier acolo băgate, dar cea mai mare parte, uite că am uitat să pun alea. Plovărele, să le bag și pe alea, o să le bag și pe alea și dresurile, ale negre de acolo, în altă rola, sunt dresuri pe care și din alea de iarnă, pe care tot așa trebuie să le vâr la depozit, pentru că nu mai am nevoie de ele, evident, e mai, totuși. O fi frig, astăzi mi-a fost chiar foarte frig în dimineața asta, dar stil, nu mai e de dresuri din ale groase. Și acum trebuie să mă apuc, să pun toate astea pe umăreașe. Mă gândeam să le calc, dar nu o să le calc, că e inutil să le calc. De spălat le-am spălat înainte să le bag la storage, așa, și sunt ok. Nu mirosa îmbâxit, nu mirosa închis, nu, că le-aș fi băgat iară la spălat dacă era cazul. Așa că nu le calc, pentru că le calc degeaba, că oricum se șifonează, că și așa stau ca sardelele în șifonier. Prin urmare, le voi pune pe umerașe și le voi aranja. Am acolo numai aia, o rochie și salopeta aia mov. Alea le-am despălat și mai am aicișa. Mai am aicișa astea pe care, da, la care renunț. Le arunc, că, le arunc sau le dau, văd eu, nu știu exact, că nu prea sunt. Asta nu. Asta nu, nu știu ce să fac cu asta încă, cu plapuma mea. O știți, plapuma mea. Care plapumă s-a dezintegrat. La primul spălat s-a dezintegrat. Mă rog, i s-a mișcat puful ăla prin interior și nu mai stă ca lumea. Da, și cam asta ar fi. Deci cam cu asta mi-am ocupat eu mare parte din dimineața asta.
Așa arată aici. Mi-am adus gențile de vară în față, am organizat un pic acolo. Bineînțeles că mare parte din bluzele mele sunt la spălat, ca întotdeauna, dă, și plus de asta am mai și aruncat din ele o parte și trebuie să mai cumpăr niște bluze ca să-mi resfac toată treaba. Acolo am refăcut ordinea la parfumuri, la fel, parfumuri de vară, parfumuri de iarnă. Aici trebuie neapărat să cumpăr niște cutii din alea, cum am în partea cealaltă, pe șifonier în partea cealaltă, acolo sus, că să bag hainele de sport, hainele pe care le folosesc în grădină când fac, când tund iarba și chestii de genul ăsta, că n-are sens să le țin așa, nu-mi place cum stau așa, dar de principiu pantaloni lungi, pantaloni scurți, astea sunt haine de sport, aici vin haine de sport și șepcile în spate acolo sunt maiouri, mi-am scos și pălăriile, acum să sperăm că nu o să mai tragă udii de ele, sau, mă rog, să sperăm că nu o să-și ascută ghearele în pălăriile mele, că o mănânc cu fulgi cu tot. Dar, da, și nu știu cum face, apropo de maimuța asta neagră, odioasă, stați așa. Și nu știu cum face, apropo de maimuța asta odioasă, că bagă lăbuța, deci ce face ea este să bage lăbuța pe acolo și trage, trage, trage. Și ușa asta, glisându-se ușor, se mișcă la un moment dat. Adică nu împinge ea, dar se mișcă. Și intră și de acolo ajunge aici și aici și acolo. Am găsit-o inclusiv aici, pe raftul ăsta. Cum Dumnezeu ajunge acolo? Nu aș ști să-mi explic. Dar ea reușește și fenomenul ăsta, ca să nu vă mai zic că într-un timp era cățărată pe umeraș acolo, la ce e să stea acolo. Da, o zăpăcită. Și da, cam astea ar fi activitățile momentului. Deci după ce fac asta, mă gândesc, nu știu, ori o să fac niște poze, ori să mă duc prin curte, prin grădină, mai am niște iarbă de tuns. Cam foarte multă iarbă. A început sezonul tunsului ierbii, da, e ceva de vis, adică și ieri am tuns și nu vreți să știți câtă iarbă este după ploaia asta, chiar asta îi ziceam mamei mele, este foarte bună ploaia, este minunată pentru agricultură, pentru plante, pentru nu știu ce, dar nu pentru iarbă și pentru bălării, că alea cresc de 5 ori mai repede decât crește o plantă care are nevoie de apă. Deci e infernal. Am tuns acum 2 săptămâni și ziceai că mai au un pic și mă mănâncă șerpii. So, dar hai să mai iau și pe afară, să vedem și cum e afară, că nu știu exact cum e vremea de afară. Hai să vă mai arăt ce am mai făcut și ce mai e nou și ce se mai preconizează pe la mine. Când să vă zic și eu 2 vorbe, au început 2 vecini să se certe. Ceea ce e minunat, am ieșit afară și mi-am pus și pălăria asta, că e soarele destul de puternic. Dacă tot am scos-o de la naftalină, am zis să o pun și să mi-o pun și pe asta. Și pare foarte mare. Video, dar nu e așa mare, promit că nu e atât de mare, nu e atât de... Ui, așa. Am eu capul mare, dar totuși. Cioară taci. Așa. Și mă uitam aici la boschețe ăștia din spatele meu, la corcodușe ăștia. Ce n-am făcut ieri a fost că n-am curățat partea de boschete care vine la mine, că de obicei ăștia trebuie curățați. Asta o să fie o treabă pentru altă dată. Dar mă uitam acum la ei, că mi-ar plăcea foarte tare să am așa un gard viu numai din boscheț, nu știu, pom, ceva, habar n-am, corcoduș, ceva. Acum e umbră. Bună ziua! Stați așa că... Bună ziua! Bună ziua! Dar ce faceți? Dar ce faceți, domnișoară? Dar ne onorați cu prezența? Vai, dar ce face domnișoara mea? Dar ce face mișosetul? Dar ce face măsoseta? Da, a plecat. Și s-a dus. Așa, și ziceam că mi-ar plăcea foarte tare să am un gard făcut cum văd la englez, numai din boscheți. Fie că asta înseamnă, nu știu, brazi sau chiar și corcoduși din ăștia. Și să știți că au corcodușe prin ei, nu multe, dar au, și am ronțăit câteva mai devreme. Și îmi plac foarte tare corcodușele verzi. Știți că vă mai spuneam eu că mie nu-mi plac corcodușele ca fructe când sunt coapte, dar îmi plac când sunt verzi. Vai, sunt divine! Sunt perfecte! Sunt minunate! Ia uitați, au mărimea perfectă! Chiar spuneți-mi în comentarii dacă și vouă vă plac corcodușele verzi sau nu. Deci le ador! Aș mânca non-stop! Ca o altă parte foarte fan a curții mele, liliacul ăsta s-a făcut uriaș. Deci, cred că are 3 metri înălțime. Neapărat după ce trec florile, trebuie să intru în el, să răresc și să-l tund și să îl mai potole, să-l mai tai, că e prea înalt și deja a ajuns să nu mai facă flori, să fie numai boschet așa.
Da, e foarte frumos. A porisitul nu putea să înflorească și el cu o săptămână mai târziu, că acum deja se trece. Nu putea să înflorească cu o săptămână mai târziu ca să fie înflorit de ziua mea. Nu trebuie să înflorească mai devreme. Și partea frumoasă este că liliacul pe care l-am pus anul trecut, ăsta, a făcut și el o floricică aici. Și miroase la fel de bine. Stați că am întors camera ca să fie mai ușor de povestit. Aici e o zonă crepusculară cu plante puse, cred că irișii aia, cred că sunt puși acum 50 de ani de prima soție a tatălui meu vitreg. Alea sunt niște vrăbii care sunt isterice. Dar da, irișii aia, v-am zis, cred că sunt puși și acum 50 de ani. Nu știu, să o întreb pe mama, dacă nu mai bine. Stăm noi de vreo 30 de ani aici în casa asta, deci prin urmare, da, cred că vreo 50 de ani au irișii aia. Ăștia sunt niște trandafiri care insist eu să-i scot de aici și ei tot insistă să răsară. I-am mutat, o parte din ei i-am mutat, o să vi arăt să-i vedeți că sunt frumoși unde i-am mutat. O să mai mut din ei pentru că vreau să fac un fel de gărduleț de trandafiri și vreau să eliberez toată zona asta de bălăriile astea, de jungla asta ciudată. Da, și o să-mi doresc în curând să eliberez zona asta de aici, de tot circul ăsta, că e un circ aici așa. Ca, mă rog, la țară așa se pun plantele, adică pui de toate să fie. Nu contează cum și cum arată. Astfel e să fie. Și tot la capitolul updates vreau să vă arăt acest trandafir urcător care este absolut superb și un zranț acolo care este... Și auzi numele, gata. Așa. Dar trandafirul s-a făcut absolut superb și trebuie să mă ocup să-l mai sap un pic acolo la bază. Trebuie neapărat să-l sap. Da, mama. Ah, ce suferi. E greu. Viața e grele, nu? E grele viața. Știm. Da, așa. Exact așa ziceam și eu. Ia uitați-l. Uitați poziție pe el. Zranță, ce faci, mama, acolo? Ce faci acolo? Așa, ziceam, trebuie să curăț toată iarba aia de acolo, să-i sap și să le pun îngrășământ. Pentru că în zona asta pământul e foarte prost. Deci, hello! Bună, pretty! Bună, pretty, 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 pretty! De ce îmi sapi în crini? Bună ziua! Bună ziua! Da, cam atât de aproape stă zdreanță de mine. Ia, uitați-o și pe maimuță. Bună! Ce faci, Happy Lucy-ul? Ce faci, mă, Happy Lucy, mă, Happy Lucy, mă, Happy Lucy? Și asta e o geloasă. Deci, vulpii este o geloasă de nu se poate. Este cea mai geloasă din lume. Numai pe ea și-o iubească toată lumea. Numai ei și-o acordă atenție. Numai pe ea și-o iubească. De ce sapi în crinci? Nu spui și mie? De ce sapi în crinci? Ce-ți face, mama? Stați așa că ăștia se bat aici. Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? Ce s-a întâmplat, mă, aici? Ce s-a întâmplat? Povestește-ne, Zdreanță. Hai, mai povestește. Așa, așa, și ce s-a mai întâmplat? Da, așa, și ce s-a mai întâmplat? Mai spune-ne, mai spune. Uitați ce alb e botul lui. Ce s-a mai întâmplat? Doar atât, da? Slăbuț. Aici, pe lângă alee, nu știu dacă vedeți voi niște improvizații, sunt niște crini de august pe care cineva îi sapă în continuu, căreia o să epilez eu coada dacă mai sapă mult aici, că și de dimineață am găsit săpat în două locuri. Pe partea asta am pus o sârmă în ideea în care poate nu mai sapă sau poate nu se mai culcă sapă și se pune pe ei. Și se și vede că au și crescut de când am pus sârma. Bineînțeles, ghiciți cine s-a împiedicat prima de sârma aia. Nu câinii, vă spun eu sigur că nu câinii. Altul care suferă foarte tare. Așa. Și pe partea asta, de mai având sârmă, am pus tot felul de chestii care să țină crinii la adăpost până ies, că trebuie până se stufoșează ei puțin mai mult. A, vrei atenție, am înțeles. Așa. Gata? Pot să-mi fac și eu treaba aici? Pot să mă ocup și eu de ce vroiam să mă ocup? Mulțumesc. Așa. A, nu? Nu? Bine. Continuăm. Ca de exemplu, nu știu dacă observați, dar de dimineață am găsit săpat aici. Noroc că am pus bețișoarele astea lângă crini, fix lângă crini, care fel să i-ar fi săpat pe ei. Aștept să crească puțin, să-și revină, să se facă mai mari. Uitați, ăsta dacă a fost protejat de bara asta,
cât de mare și frumos este. Ah, nu, deci este absolut imposibil să vă povestesc ce vreau să vă povestesc, că să zici că s-a dezlănțuit iadul astăzi, toată lumea are ceva de comentat, toată lumea face gălăgie, toată lumea e pusă în, nu știu, toate avioanele trec, toți câinii la într-o, so, yeah. Asta e mărul, unul din meri, singurul care a făcut și el niște flori, câteva flori. Deci anul ăsta, merii mei, o tras chiulul, grav de tot, adică la modul nesimțit chiar, pot să zic, pentru că nu vor să facă mere și nu vor să facă flori și nu vor să facă absolut nimic. Și ca să vă arăt, să continui, stați să las cana undeva, unde las cana? O la jos. Așa. Știți că când eram în față vă ziceam de trandafiri, că am mutat niște trandafiri, e bine, i-am mutat aici între meri și mi-a bubuit mie minte acum. Da, Zdreanță, să știi că nu totul este despre tine. Nu totul în viața asta este despre tine. Liniștește-te, calmează-te, că nu totul este despre tine. Până la vârsta asta ar fi trebuit să înveți. Calmează-te. Și tu de ce o iei pe acolo? Vulpi, ieși din trandafir, ieși de acolo, treci. Bă, tu ai ceva, ai ceva cu zonele săpate. Nu, deci este imposibilă. Așa. Și vreau să, mi-a bubuit mie mintea să fac un fel de gărduleț din trandafiri. Știți, ăștia sunt trandafiri aia roz, frumoși, de dulceață, aia de miros, de nebunești. Așa, și tocmai pentru că miros și sunt atât de frumoși, am zis, hai să-i întindem. Și ia uitați ce ziceam de ploaie. A fost săpat aici, în urmă cu maxim 2 săptămâni, și ia uitați, deja trebuie iară săpat ca să nu scape astea de sub control, că sunt niște nemernice de... și mai ales volbura asta este criminală. Și în cazul în care vă era dor de o panoramă, uitați aici, iarba asta, nu știu dacă puteți să vă dați seama, dar aici este zona în care am tuns eu iarba în ultimul daily vlog. Și uitați cât a crescut în 2 săptămâni, că atâta are de când am tuns-o. 2 săptămâni. Deci mașina mea o să mă înjure când o să intru aici. O să, pe lângă faptul că sunt foarte multe păpădii, foarte mulți pufi din ăștia de păpădie. Chiar am fost zilele trecute să fac într-un lan din ăsta de păpădie niște poze și poate mai dăm o fugă astăzi până acolo, că parcă aș mai repeta niște poze. Ce ai găsit acolo? Ce ți se pare acolo așa interesant? În materie de alte update-uri, țin să vă anunț că există, stați să dau asta așa, există, nu știu dacă vedeți voi sau pe unde ar trebui să vedeți, există cireșe. Așa, nu știu unde, că le văzusem zilele trecute, iară trece un avion, ia uitați, uitați-le, avem cireșe. Vă garantez că mai mult de atât nu vor crește. Adică e maximul lor. Atâta pot, doar atât. Rest nu mai pot. Așa. În și anume piersicul ăsta, slabe speranțe să avem ceva. Nu cred că s-a prins ceva de capul lui. Nu știu dacă o să avem ceva. Mai am un piersic mai mic aici, care săracul e foarte prăpădit, adică nu știu ce au avut florile lui, dar nu s-au deschis ca lumea. So, slabe șanse de a avea piersici, măcar așa de formă, că oricum ăsta este micuț, dar avem pere, avem pere, nu știu dacă le vedeți, sunt atât de micuțe și de drăgălase, să sperăm că anul ăsta o să stea, că am avut și anul trecut foarte multe și n-a stat una, mă rog, ăsta a avut o scuză, dar celălalt păr, nu știu ce scuză a mai avut, său, da, avem și pere aici. Și acolo e un corcoduș în care urlă o vrabie isterică. În ceea ce privește stratul meu, situația se prezintă relativ tragic, în sensul că aici am început să devoresc ceapa, da, a dat niște iarbă, dar nu o jumul pentru că am aruncat niște mărar. Mi-a tunat mie să arunc niște mărar alt avion, Dumnezeule. Așa, mi-a tunat mie să arunc niște mărar și da, aștept să răsară mărarul ca să pot să jumul iarba aia. Aici se întâmplă niște spanac, am rupt deja din frunzele lui, ceva mănâncă ridichile de aici, adică, da,
Acolo, a doua serie de ceapă a ieșit și este veselă. A doua serie de ridichii, sau ridichi, mă rog, a ieșit și la fel. O mănâncă ceva, nu știu ce. Aici pusesem niște rucola care nu s-a prins pentru că era prea mică și prea crudă. Mă așteptam să se întâmple treaba asta, whatever. O să refac problema asta. Și rest, niște labe de zdreanță și aici niște usturoi amețit așa, care a ieșit și el. Este usturoi din ăla de toamnă, mi-a zis mama că eu habar n-aveam. Nu mă pricep, vă dați seama. Am pus să fie acolo niște usturoi și am scos de aici, de Paște, usturoi și era așa. Atât avea căpățâna, că mă miram de ce în Dumnezeu crește așa, vedeți? Face câte o frunzuliță din asta și nu iese și el, cum e usturoiul verde. Și când colo îmi zice mama, păi nu că ai usturoi care se pune toamna și ai primăvara usturoi verde. Și are așa o căpățână înăuntru și n-ai au când am nevoie. Și pare să că și asta, a doua serie pe care am pus-o tot de la ea. Whatever, nu contează, e bun, merge. Dar, da, pentru lanul am niște planuri legat de zona asta. Dar să ajungem până acolo. De dimineață n-am udat și se vede că n-am udat. Acum nu o să mai ud, o să ud diseară și o să ud mai bine. În ceea ce privește ghivecele mele, situațiunea se prezintă semi-tragic. Cred că cel mai bine dintre toate, de fapt nu cel mai bine, dar bine, se prezintă pătrunjelul. Deja a început să-i dea a treia frunzuliță, ceea ce e bine. Aici avem rucola aia de care vă ziceam eu că am răsădit în strat și să cred că ar trebui să încep să răsădesc din asta care e mai măricuță așa, că am mai eliberat-o. Atunci când am răsădit în strat, am mai luat din ea ca să o elibere, să-i fac loc, că săraca nu se putea învigora, că trebuie să se... să fie mai viguroasă când o mut în strat și că de-aia nu s-a prins. Aici, ridichile, rădichile și să știți că am ridicuțe aici. Adică chiar am ridicuțe, nu aia. Dar am ridicuțe frumoase pe aici. Am găsit câteva ridichi care urmează să fie păpate. Ia uitați-o, ia uitați-o, uitați-o acolo. Uitați-o, asta trebuie păpată. Aici mi-au ieșit câteva fire de salată roșie. Wow! Unde să scriu că mi-au ieșit și mie câteva fire de salată roșie? După cum le vedeți, astea sunt mai roșiatice. Aici am semănat, ce am semănat vere. A, pătunia! Și uite că au ieșit! Vedeți punctulețele alea micuțe verzi? Nu știu, le vedeți? Le vedeți. Astea, micuțe, micuțe, așa verzi. Astea sunt pătunia! Pătunia! Cu busuiocul nici nu discut că ăsta e varză. Nu s-a mai... n-a ieșit nimic. Aici i-am arătat vecinul mie aseară și a zis că mi-am bătut joc de salată asta, că am pus atât de mult. Bă, nu, n-am vrut să iasă atât de mult, dar nu mă, dacă a ieșit așa mult, eu ce să-i fac? Na, o să mai jumul din ea ca să poată să crească și ea, să se facă viguroasă. Aici e pătrunjelul ăla de anul trecut. Cred totuși că am să refolosesc acest ghiveci pentru altceva. Nu știu, am să pun altceva aici, o să scoatem smocurile astea, că și așa sunt numai două, atâtea au mai scăpat. Și o să pun altceva în ghiveciul ăsta, iar busuioc trebuie să semăn din nou, pentru că nicio șansă și nu mai am. Nu mai am în casă semânță de busuioc. Astea sunt bălării, în caz că vă întrebați, asta nu-i busuioc, sunt bălării. Așa, deci nu, sub nicio formă. So, yeah, that's it. That's it, folks. Ia uitați-o pe asta ce male. Dita mai ridichiuța. Dita mai ridichiuțele, uitați-o. Vedeți? O vedeți? O vedeți? Ia uitați. Asta că tot zicea vecina mea, că Dan, ce înseamnă aia să pui ridichi în ghiveci? Uite că s-au făcut mai bine decât alea pe care le-am pus în pământ. Alea pe care le-am pus în pământ, mi le mănâncă, nu știu, cacalacănii. And that's the update, folks. Asta este caprifoiul meu, pe care și pe ăsta trebuie să-l pun săracul de el. Trebuie să mă ocup de toate. E atât de mult de lucrat pe aici, așa, sunt atâtea de chestii de făcut. Și trebuie să mă ocup și de el, că săracul a început să se...
nu mai are nicio formă, niciun Dumnezeu. Și trebuie să-l întind pe aici, că vreau să-l întind pe peretele ăsta. Vă mai povestit eu că vreau să-l întind pe tot peretele ăsta, dacă se poate. Să fac așa, un perete întreg de caprifoi, pentru că miroase super bine și aici are soare toată ziua. Și stă înflorit mult timp, adică nu înflorește doar primăvara, stă înflorit aproape toată vara. Chiar până în toamnă. So, astea zi înfise, având în vedere câtă gălăgie este și că mi-a intrat ceva în ochi, nu știu ce. Așa. Hai să mergem să terminăm treaba cu șifonierul. Și după aia o mai vedem, nu știu ce se mai întâmplă. Târziu și o schimbare de outfit ceva mai dramatică. Mă duc să mă apuc de iarba aia de care v-am zis, pe care v-am arătat-o de dimineață. Nu cred că o termin toată în seara asta, pentru că e multă și e complicat, dar măcar să încep, măcar să încep și de mâine încolo să termin. Da, outfitul meu de grădinărit, foarte curcubeu așa, pentru că am și bustiera. Nu știu de ce m-am aplicat. Și bustiera portocalie, deci sunt în curcubeu total. But who cares? Trebuie să vă zic că dacă vă arăt acum ce piele de găină am, vă speriați, pentru că mi se pare că este înfiorător de frig în casă. Deși n-ar trebui să fie. Și afară mi se pare că e decent. So, we shall see. Vedem. Hai să vedem. Ce reușesc să fac? Cam cât reușesc să fac astăzi? Și să vedem un before. Nu o să mai filmez tot procedeul, pentru că îl știți deja. Și vi revin după cu un after. Fix 2 ore mai târziu avem și after-ul. Și acum poate vă dați seama cât e de înaltă iarba. Da, a trebuit să dau de 2 ori. Nu o dată. De 2 ori a trebuit să tund. O dată pe o treaptă mai mare și apoi a doua oară pe o treaptă mai mică și rezultatul cam ăsta este, pentru că cineva a uitat să-și ia mănuși, mă rog, a uitat. Așa. Și mi-au rămas, pentru că v-am zis eu că mă jură mașina de tuns, și știu cum mă jură când lasă urme din astea. Inclusiv la a doua tură mi-a lăsat urme din astea, adică n-a ridicat tot. Toată iarba, dar știți ceva? Chiar nu-mi pasă. Oricum, asta se usucă și nu o să se vadă. Porțiunea asta aici, unde vedeți voi că e portocaliu, asta mi-a mâncat zilele, pentru că a ridicat și uscătura care e la rădăcina ierbii. Aoleo, și a fost mai greu decât toată suprafața asta. Deci bucata asta aici, cât vedeți voi că e portocaliu, a fost mai greu de tot decât toată suprafața asta aici. Am făcut cam jumătate. Pentru cealaltă jumătate îmi trebuie cablu și nu-l am. Și va trebui să mă duc să iau de la vecina mea. Dar ca să înțelegeți cât de înaltă să e iarba, în 2 săptămâni, deci nu am lăsat o lună, 2 săptămâni.
Cred că de săptămâna asta trebuie să încep să tund în fiecare săptămână, că altfel nu mai. Eu am făcut programul, să tund o dată la două săptămâni aici. Știți, ca să le alternez, dar nu cred că ține. Și acum să-mi vedeți și mutra mea ofilită. E un nor mare peste soare. Dar, da, sunt mega murdară. Mă duc să mă spăl. Și după trecem la următoarea etapă, că mai am ceva în plan pe ziua de astăzi, înainte de a dormi, mai am câteva chestii de făcut, dar pentru asta întâi de toate trebuie să mă spăl. So, here you go, folks! Bună seara, cu a treia schimbare pe ziua de astăzi. Da, sunt într-o rochie foarte drăguțică și înainte să vă povestesc mai multe despre ce vreau să fac, trebuie să vă menționez că asta este rochia aia a mea, că știți, toată lumea are genul ăsta de haine sau cel puțin o rochie sau o piesă de îmbrăcăminte de tipologia asta. Este rochia aia mea, la care dacă mă mai îngraș 100 de grame, nu un kilogram, nu mai încap în ea. Și așa este. Așa, pentru că așa vine ea, așa e cruială. Așa am luat-o și e o rochie foarte drăguță de la Raspberry, un magazin românesc, din ce am înțeles. Am găsit-o pe Instagram anul trecut. Cred că ați mai văzut-o pe la mine pe Instagram, apropo. Am găsit-o pe Instagram și mi-a plăcut și a fost și super accesibilă și dacă vă uitați voi de aproape, imită așa broderia englezească în partea de jos. De fapt, toată e așa. Foarte, foarte drăguță. De o lungime incertă, ce-i drept. Cu siguranță nu se potrivește cu sandalele pe care le am în momentul de față în picioare, dar ce vreau eu să fac în momentul ăsta, mă rog, nu acum, peste vreo jumătate de oră, că este 7:30, ce vreau să fac este să mă duc undeva aproape de casă, aici, la câteva locuri distanță de mine. Am văzut zilele trecute un loc plin cu puf din ăla de păpădie, cu pufi. Și arăta absolut delicios. Am fost să fac niște poze, doar că circumstanțele au fost foarte împotriva mea. Și prea mult soare și aiurea, știți, și multe, multe lucruri care nu s-au legat și nu prea-mi place cum au ieșit pozele. N-am mai fost să verific dacă păpădia e încă acolo, dar mă duc preventiv acum să văd dacă e acolo și faza haioasă este că o să trebuiască să merg pe bicicletă până acolo pentru că am recuzită cu mine, adică se întâmplă niște treburi, niște chestii. Și să vă arăt cât de departe te duce nebunia când trebuie să faci așa ceva, adică eu știu că n-am toate țigălele pe casă, nu trebuie să-mi confirmați chestia asta, că știu deja. Asta e pentru cine a crezut că sunt normală, ghinion. Dar hai să vă arăt. Basically, cam așa stă situația. Sub rochie am pantaloni scurți pe care nu m-am mai deranjat să-i calc, pentru că n-am de ce. Sunt niște pantaloni scurți de la Camaio, cred că i-am luat acum câțiva ani, care săracii au trecut prin foarte multe cu mine și mai ales prin foarte multe scenarii de genul ăsta. Da, pentru că trebuie să mă duc pe bicicletă. Îmi voi ridica poalele în cap, vorba aia, știți că e o vorbă din aia populară, la propriu îmi voi ridica poalele în cap ca să pot să merg pe bicicletă. Bine, asta o să trebuiască să o strâng puțin mai drăguț ca să nu se șifoneze până acolo, dar vă puteți imagina că toți vecinii mei care fiind duminică la ora asta sunt la poartă, deci de aici până acolo am de trecut fix 3 grupuri din alea mari, intense de șezători, de radioșanț, deci exact unde trebuie, deci trec prin fața cui trebuie, numai bine trec. Vă dați seama că mă vor adora, adică mă vor iubi la culme, deci mâine nici nu vreau să știu care o să fie breaking news-ul zilei sau știrea principală a zilei. Nu vreau să știu exact care o să fie titlurile, dar e clar că mă vor adora. Vă dați seama că glumesc, nu?
Bun. Dar cam asta e ideea, da, așa va trebui să mă duc. Tehnic vorbind, aș face 5 minute până la locul ăla. Hai 10, că merg încet. Dar, având în vedere că trebuie să mă car cu paportința după mine cu chestii, da, so, asta este. Așa, hai că am revenit să par măcar în fața voastră normală, deși voi știți că nu sunt. Așa, da, aștept să se mai ducă puțin soarele, că încă este prea puternic soarele, fiindcă este în câmp deschis acolo și e perfect luminat, adică e lumină. Mi-am dat un pic de refresh și la păr, nu știu dacă a fost o idee bună să-mi pun șapca aia în cap. Mi-am retușat puțin machiajul, vă dați seama că stergi și mă voi poza mai mult din spate, pentru că, dă, așa. Dar este bine până aici, să vedem, să sperăm că o să iasă ceva. Erau atât de drăguțe păpădiile alea și la anul ăla cu păpădie, un singur loc, unde cred că e tăifoi pus ceva, dar e 99% păpădie și îmi pare rău că nu l-am prins, n-am trecut pe acolo să-l văd când era galben. Că ar fi fost un deliciu show, că numai cu păpădie n-am mai făcut poze în viața asta. În rest, cred că am făcut cu lavandă încă n-am făcut, dar poate avem noroc anul ăsta, Dumnezeu știe. De fapt, la cum merg planurile anul ăsta, mai bine să nu fac planuri. Dar, da, e, cum vă ziceam, e delicios. Și sper ca de data asta să prind. Am făcut câteva cadre drăguțe data trecută, doar că am trecut peste păpădia sau scutura pufie, știți? Și acum, uitându-mă la poze, le-am văzut, zic, da, bețe de păpădie, mulțumesc, ce să fac. Așa că mă duc și încerc încă o dată în seara asta să sperăm că este încă acolo păpădia și că n-a murit. De fapt, tehnic vorbind, eu pe asta mă bazez, pe asta mă bazez logica, dacă la mine în grădină tocmai o tunsei și o nenorocii, păpădia ar trebui să existe și acolo, că sunt cam de aceeași vârstă. Deci, da, acum țineți-mi pumnii. Și gata, vă las, că știu, v-am ținut o săptămână cu un sfert de clip, v-am ținut numai cu păpădia. Și vă știu, bănuiesc că vă interesează, nu se poate, dar de dragul amuzamentului am vrut să vă arăt tot circul ăsta pe care îl fac și care se întâmplă foarte des când trebuie să fac poze, dar știți care e culmea ironiei? Că întotdeauna când e un circ de genul ăsta, gen, așa, și tot trambalatul ăsta cu recuzita după mine, atunci ies cele mai drăguțe poze. Mod interesant. Da, aici la mine în casă este foarte întunecat. Pare foarte întunecat pentru că soarele s-a dus în partea cealaltă, spre apus. Partea asta din fața casei stă cumva cu mutra spre răsărit, să zicem, și partea din spate spre apus. Și acum e soare în partea aia, da. În partea aia n-avem ce vedea. So, here it is, folks. Am ajuns. Nu știu dacă camera poate reda ce e aici. Stai să dau un pic luminozitate. Nici aici nu scap de avioane, ferească sunt. Așa. Vedeți? Acum cred că vedeți cel mai bine. Ia uitați ce e aici. Și de la distanță se vede așa ca o fâșie albă. Așa, și acum să-mi găsesc un loc, pentru că data trecută am venit și am făcut poze exact acolo, unde sunt mai puține. Și acum să mă poziționez, să mă așez, că nu mai am multă lumină, pentru că cineva a uitat cardul acasă, bineînțeles, că nu putea să rezolve totul din prima. So, let's go! Foarte grasă, foarte lucioasă și lumina asta de la calculator chiar mă ajută foarte tare. Stați să scot ventilatorul de la calculator, să nu-mi băzâie. Da.
Am făcut pozele până la urmă, am ajuns și acasă și m-am apucat să-mi fac ceva de mâncare. Mi-am făcut niște spaghete cu un sos pe care l-am improvizat și o să vă zic imediat cum l-am improvizat, dar a fost foarte bun. Și acum sunt full și în sfârșit pot să mă relaxez, că a fost o zi super lungă. Partea bună este că am făcut cam tot ce mi-am propus pe ziua de azi, exceptând să arunc lilia cu asta care a murit aici, de pe birou. Așa l-am făcut-o, o lăsăm pentru mâine. Da. Asta a fost ziua mea de astăzi. Mă bucur că am reușit să termin mare parte din lucrurile pe care le aveam. Nici aia n-am strâns o bară aia de acolo pentru stativul, pentru fundal, nu-i problemă. Așa, hai să o luăm cronologic. După ce am terminat cu șifonierul, m-am apucat și am făcut niște poze aici în casă, că daia stativul acolo. După aceea m-am dus și am executat iarba, cel puțin jumătate din partea aia. Acum, Dumnezeu cu mila, restul când o să reușesc să o fac. După am adunat pe aici prin casă, am făcut diverse chestii, că știam că trebuie să vină ora să fac poze și mă așteptam să treacă timpul ca să fac să se lase lumina, să fie lumina cum vreau eu. Partea tâmpită este, chiar mă gândeam și astăzi, cât de mult timp îți ia. Partea tâmpită este că îți ia foarte mult timp, nu știu, chestiile astea care teoretic sunt nimicuri, adică îți iau o grămadă de timp, o grămadă de, nu știu, aveam câteva vase, le-am spălat, am mai adunat pe aici, am mai dus gunoiul, am mai adunat diverse chestii și s-a făcut una, 2 ore să mă pregătesc pentru poze. M-am dus la poze și, Doamne, cât de frumos e acolo la anul ăla. Deci, nu cred că pe cameră captează atât de bine. Dar să văd atât de frumos pufii aia de la păpădii, absolut incredibil. Și am făcut câteva poze, am prins eu toată lumina aia bună pe care mi-o doream, pentru că trebuie să mă întorc acasă să-mi iau cardul. Că da, pusesem cardul în laptop ca să-mi descarc clipurile, să am spațiu, ca să-l pot formata, să am spațiu, și l-am uitat în laptop, bineînțeles, m-am trezit acolo. M-am zis, nu-i departe, am făcut 2 minute cu bicicleta, dar totuși mi-a luat ceva timp și mi-au înghețat cătărigile cât am fost acolo, pentru că, da, a fost rece. Până la urmă, știți ce am făcut cu rochia? Am ridicat-o așa sus, am rulat-o și am băgat-o într-o geacă. Mi-am luat o geacă pe mine și așa m-am dus. Și a fost bine că mi-am pus geaca aia pe mine, pentru că era rece. Nu știu, telefonul mi-a arătat 21 de grade, dar nu cred că au fost 21 de grade la 8 seara. No way, n-avea cum. Pe lângă asta, toată ziua mi-a fost frig, except când am tras acolo la iarbă. Toată ziua mi-a fost frig și, apropo de iarbă, necesit o manicură urgent, 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 că nu mai merge. Trebuie să-mi fac unghiile urgent. Și am descoperit un truc, de fapt l-am descoperit, pe bălți mi l-a zis și îmi rezistă și mie manicura mai mult. Da, și după, și ca să revin, după poze am venit acasă, m-am apucat de paste. Nu știu dacă am inserat cadrul ăla cu niște ciuperci. De 2 zile mă săcăie baba, vecinul meu, mă săcăie că are niște ciuperci din alea crescute la prun. Dacă știți, pe lângă pruni, în general, cresc niște ciuperci, nu știu de ce, dar se pare că la umbra prunilor este un mediu propice pentru niște ciuperci. Sunt ciuperci de prun, așa le zice. Nu știu dacă sunt pleurotus sau dacă seamănă foarte mult cu pleurotus. În orice caz, vi l-am arătat. Așa, și sunt foarte cărnoase și foarte gustoase ciupercile alea, și știe că îmi plac ciupercile. Ea nu le gătește, e silă să facă ciuperci. Și m-am dus și le-am adunat în seara asta, că le pusese în gând rău de ieri, și am adunat o plasă de ciuperci. Deci, da, mâine cred că o să fac o ciulama sau ceva din ele și o să mai bag și la congelator, că sunt prea multe, adică nu mi-ajunge, nu pot să le consum pe toate, v-am zis, sunt o plasă din aia, dacă știți plasele alea de pânză, alea care și că ți se dau ca să nu mai cumperi plasă de plastic, e, una de aia plină am luat cu ciuperci.
Și m-am gândit eu să fac un sos așa de paste cu ciuperci, și l-am improvizat și a ieșit foarte bun. A ieșit chiar mai bun decât mă așteptam. Și ca să vă zic așa, mai am aici o lângă mine, de-aia mă uit să văd ce am pus în el. Am călit o ceapă micuță, am pus niște carne de pui pentru că am nevoie și de ceva proteină la cât am tras astăzi. Am pus carnea, am călit-o bine cu ceapa, le-am călit bine, bine, bine de tot, după care am pus vreo 2 căței de usturoi peste împreună cu ciupercile, că am adăugat vreo 2 linguri de apă de la paste, de la spaghete, că spaghete am avut, de la spaghete le-am adăugat peste ciupercilele și ca tips bonus, dacă vreți. Eu, în general, când fac ciupercile, nu pun multă apă peste ele, adică le las să-și lase ele zeamă, pentru că ciupercile sunt, mare parte, apă, și le las pe ele să-și lase zeamă și atunci sunt mult mai gustoase și întotdeauna când le pui pe ceva sunt mult mai gustoase, cu condiția să nu le luați pielea, deci nu le mai jupuiți de piele. Și le-am spălat, bineînțeles, bine, bine înainte, le-am curățat de pământ, că astea au o tendință să aibă destul de mult pământ pe ele, le-am curățat bine, le-am tocat și le-am pus acolo, am pus, cum am zis, 2 linguri de apă de la paste, în timp ce fierbeau pastele și după am pus condiment, am pus un pic de sare, piper, pudră de chili, ce am mai pus? Atât am pus în materie de condimente. Am ras niște parmezan peste ca să se închege, să se lege așa puțin sosul, să fie, să nu zboare așa. Și după aia, după ce s-au fiert pastele, le-am trântit peste și la final am pus... Asta cred că era un țânțar sau ceva. Da, nu, o furnică din aia cu aripi. Da. La final am pus o mână de pătrunjel proaspăt și am mai tocat un cățel de usturoi, că mie îmi place gustul ăla de usturoi să fie un pic mai intens. Când l-am călit s-a cam dus aroma aia de usturoi. Și cam asta a fost. Și a ieșit foarte, foarte sățios la modul. Nu este aspectuos, adică, na, cam așa arată. Nu e super aspectuos, dar e super delicios. Adică a ieșit super, super delicios. Asta apropo de ce ziceam în clipul ăla cu creativitatea. Știți, mie îmi place să fac chestia asta, adică pe mine nu mă cramponează o rețetă întotdeauna, niciodată. Dacă am ceva în frigider sau am ceva în minte, nu știu, încerc combin diverse, cum a fost și cu asta. Zic, hai să vedem cum iese un sos cu ciupercile astea, să pun așa și a ieșit foarte, foarte bun. Dar v-am zis, secretul este să lași ciupercile să-și lase ele zeamă și le-am lăsat să-și lase zeamă și după aceea au lăsat destul de multă zeamă. N-am pus multe ciuperci, am pus 2 din alea mai mari, așa. Și au lăsat destul de multă zeamă și am lăsat până a scăzut de tot zeama aia. Așa, practic s-au fiert în zeama lor, exceptând alea 2 linguri de apă pe care le-am pus eu de la paste, dar alea le-am pus ca să le dau un start, așa că așa se întâmplă, că le lași pe uscat, ca să zic așa, se usucă, nu, se evaporă zeama din ele. Dar dacă le pui un pic de apă, după aia ele își lasă zeama și o să te trezești că ai mult, mult, mult lichid în recipientul în care le gătești. Și l-am zis, a ieșit foarte, foarte bun. O să repet rețeta. Dar cu siguranță nu o să pun spaghete, că nu prea se, la genul ăsta de sos nu prea se potrivesc spaghetele, dar altceva n-am avut și eu, asta am avut și așa că v-am zis, nu mă cramponez în general, nu mă cramponez de chestii din astea, eu inventez, nu știu, experimentez dacă iese bine, dacă nu iese bine, iar bine, sper că se uită Eugenia ca să-i fac poftă de paste din astea, pentru că nu știu dacă mai țineți minte. Atunci când v-am arătat, cred că în vlog m-am arătat că am făcut ce am făcut tagliatelle al limone, că găsisem rețeta pe TikTok și am făcut tagliatelle al limone și a zis că a murit de poftă când s-a uitat la vlog și sper și acum să moară de poftă ca să-i fac din astea când vine. Da, și în rest, da, toate bune și frumoase. Acum vreau să îmi fac o baie, bineînțeles că necesit o baie după tot praful și toată transpirația și tot alergatul. Nu m-am machiat foarte tare astăzi, nu știu dacă vedeți. Nu m-am machiat foarte tare. Nu v-am pus la curent părul. Cred că ați observat că e ceva diferit la el. Nu v-am pus la curent nici cu pisoii, e o întreagă telenovelă și cu ei, dar a trecut ceva de la ultimul daily vlog și
S-au întâmplat multe. În timpul ăsta destul de scurt s-au întâmplat relativ multe și da, n-a fost cea mai grozavă perioadă, dar nu vreau să melodramatizez acum, nu vreau să mă apuc să dramatizez. Anyway, de principiu, ce-mi doresc pe seara asta este o baie super fierbinte, mă rog, acceptabil de fierbinte și un pahar de vin și atât. Și vedem, cam asta este. Eventual vă pun la curent cu pisicile și cu părul meu și cu toate cele în următorul daily vlog. Hopefully. Și cam atâta. Deci, cu restul vă pun eu la curent în următorul daily vlog, cum ziceam. Încep să mă lase neuronii. Deci m-au ținut până acum, până la speech-ul de final de vlog. Și acum încep, îi simt deja cum se duc sub nivelul mării. Așa că vă las și povestim în următorul daily vlog. Oricum, nu uitați că suntem în Makeup Mayhem și prin urmare o să postez mai des și în fiecare zi cu numărul impar, adică și chiar vă aștept să fiți acolo lângă mine pentru că am nevoie de tot suportul vostru. Vă pup, să aveți o zi minunată, o seară, ce aveți voi, nu știu, orice e când vă uitați voi. Vă pup, ceau! Thank you.